ADR Sud Muntenia prelungește perioada de depunere a fișelor de proiecte aferente dezvoltării infrastructurii în cadrul programului operațional Asistență tehnică 2014-2020. Agenția pentru dezvoltare regională Sud Muntenia a modificat perioada de depunere a fișelor de proiecte din cadrul celui de-al doilea apel privind sprijinul pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv Variantele ocolitoare și drumurile de legătură centre de agrement, baze turistice, tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic. Prelungirea termenului de depunere a fișelor de proiect pentru apelul deschis pentru finanțarea destinată pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumurile de legătură finanțabile prin POAT 2014-2020, s-a făcut până la data de 23 octombrie 2020, ora 14.